No, du-te un pic în întâmpinare. Cam așa. Păi nu, nu știu, cred că tu aveai 13-14 ani. Bine, primarul Bănure, în care mă aflu... Nu, când au venit atunci, de-a stat la noi. Da, exact. 2-3 ani înainte să crești tu. Da, eu am imediat 10 ani de când am plecat. Da, și spun că de 12-13 ani nu ne-am văzut. A fost aici, a fost în acel 36 ani. Când a venit ultima oară atunci, dacă nu mai era. Vezi, Andre, tu! Ce chestie, doamne! Da. Deci, eu pe nenea ta mi-o țin minte de când eram mică și acum mănânc fineti cu plăcere. Deci, doamne, am rămas pe cuvânt. Deci, eu când am gustat prima oară în viața mea fineti, eu fost de la nenea Dani. Mergea la Timișoara și mi-aducea inimioare. Da. Și știi că ziceam, dacă se duce la Timișoara, zicea lui bunica, nu zice să mai mi-aducă inimioare din alea. Da. Și când am părut și la noi, am rămas paf. Am zis, numai din asta mănânc de acolo. Și acum am borcat. Tot timpul, de câte ori gust mi-aduc aminte prima oară. Dar și tu are stare. Da. Mersi! Am fost am mai dat așa un pic, am fost când mă îngraș, când mă exerbesc, când așa. Dar acum mai fac sport, mai... Poate și lucru, că lucrez în trei schimburi, mă mai... Dar fac sport, mă țin de sport. Ăla nu e rău, mișcarea că facem. Nu, și eu aici peste drum. Dane, arată-i lui Andreea pe Dana și pe Mădă. Da. Vai, chimui cosmoasă. Dar stai că nu ți-am arătat, nu ți-am arătat mici. A, da, mă, chiar. Da, da, Dana. Da. Bine. Să nu-ți miroase. Mulțumesc. Păi te mai sunăm atunci când ajungem la București, da? Rodi, ia-ți și servește-te, mamă. Pune farfurie, pire, pune ce-ți place. Ce vreți? Ce doriți? Asta, dragă, e o scrumieră primită de la o vecină de-a noastră, știi? De, nu știu, de ziua mea, nu mai țin minte, dar e marmură. Poți să o folosești și ca armarbă, știi? Da. Vine inamicul, dușmanul și, da, n-ai pistol, n-ai bâtă, trage o scrumieră din asta și gata. Ai rezolvat. Că trebuie să fii cu un punct ochi, punct lovit. Dar nu e nicio problemă, că nu-i... Bac! Și gata. Numai că s-ar putea să fie crimă. Cu asta nu poți să lovești să zici că e... A fost involuntar. Că e numai un pic. A fost involuntar. Eu am vrut să-i arunc ca scrumiera. Am vrut că vreau să fumez, i-am aruncat scrumiera. Autoapărare, da, i-am dat scrumiera. Poate vrea o țigare. Fumeze o țigare. No, așa, dragii mei, poftă bună. Servus, poftă, dragii mei.
italieni noștri din Făgăraș. Bine ați venit! Faci auguri! Bine ați venit, dragii mei! Bine ați venit! Întrebati! Vreau un animal, vreau un știu ce... Prima dată am ajuns un papagal. Un papagal? Da. Și el l-am ținut tot așa, nu știu, aproape 2 ani. Și pentru o zi, Madalin, a deschis ușa la balcon și a plecat de acasă. Și mai ales am luat-o liber din ușa, că nu tot timpul... Da, lăsam liber, dar cu geamurile închise. Da. Că zicea că e bine să mai facă ușa. Da, normal. Să nu țină alcoolică. Normal. I-am mai dat drumul. Mi-am uitat în pușcă, că nu era în pușcă. El ieșea, ducea să ducea înapoi, mânca. Da. E gata, s-a dus. Da. Și formă, Dana, că nu, că ea vrea animal, că nu știu ce. Cum credeam, așa, și de la asta. Vecini cu noi, la vreo două case, trei case, sunt niște persoane care toți sunt pisici, știi? Și apoi acolo să tot mulțesc, tot... Nu s-o fi vorbit ea cu careva, că... O vorbești și mă cu ea, cu doi pisici, așa, mici, așa, mici. Mici, zice, uite-te! Ăsta care a murit acum, era mai micuț, așa, se băga pe desubt și mai era brav ăsta, ziua de păiază, da. Și-a acoplit. Fata, dragă, nu ne mai trebuie aspiratorul, las că l-am mai... Da, îl trimite pe aici și curăță el. Curăță el tot. Curăță el, numai. Rodi, mai ia! Hai, Dane, și tu servește-mă, Dane. Încet. Așa. Să mai curățesc pire un pic. Și... Vai, ce mă bucur tu, dragii mei, mă bucur din inimă. Dragii mei, din inimă. Dragii mei, din inimă. Am spus, așa. Noi tragem și spre casă, spre și... Da, dragii mei. Lasă, bine. Poate inima împărțită. Da, poate Dumnezeu ne ajută și vom fi și ai din nou împreună. Așa. De... Oprește și crește. Vreau așa, te rog eu mult. Da, vreau să te bucuri, mena. Eu mă bucur. Cum te de bucurie. Așa te vreau, bucuroasă, că ne-am întâlnit, că ne-am văzut. Bucuroasă că o să ne mai vedem. Da. Aia te vreau. Să ne mai vedem. Nu e sfârșitul, nu e pentru eu. Nu plecăm pe lumea cealaltă, să știi, numai aici, în Italia, știi? Nu. Să nu crezi că plecăm pe lumea cealaltă. Ce face? Uite, mama ta o plânge. Auzi, aici e aproape, în Italia, nu... Hai că ne vedem, da. Ne vedem, că mai veni și vară, neapărat. Păi, auzi, dacă ne ajută Dumnezeu, venim oricum. Nu, venim, este... Nu, neapărat. Asta a fost așa o vizită, să spun eu, de forță majoră, știi? A trebuit să fac procura pentru pensie. Ia să așa. Și mai bine că și bateria, probleme cu sănătatea, a fost discutat, hai să vedem ce faci. Și am zis, hai să pușcăm pe ei, pentru că e foarte. Deci asta nu e o vizită de asta, de vacanță, de... Vrem să venim și în vacanță, să ne liniștim și noi, cu să faci, nu am timp. Noi le-am promis la ea că ducem pe la ei, nu mai putem. Așa să rămâneți, ne schimbați sunteți. Așa. O, trebuie că mai transpir, mai așa. Aveți grijă de voi! Tare, trebuie să fim! Și voi aveți grijă de voi! Da? Hai că ținem legătura! Hai că eu telefon mai... Mena, întoarce capul! Să se vadă că ai fost tu! Da. Să ne mai vedem cât de curând dacă se poate! Și eu mă bucur că m-am văzut!
Să fiți toți și să ne simțim la loc. Și Danuța și Mădălin, la fel să le urez. Sănătate multă. Ba, mă vă să-mi pare rău că am venit. Doamne, iartă-mă. Să mor dacă nu. Hai, mă, mai mult, mă. Servus, dragule, servus. Servus, hai să te pup. Servus. Vă pup dulce. Servus, dragule. Multă, multă sănătate și Adelina. Tot ce-ți doresc să... Mulțumesc, iasă. Mulțumesc de nu-ți la fel. Vă doresc din tot sufletul. Ceau, leule. Da, suru. Ceau, leule.